Luis Popa va renunța la mandatul de consilier județean câștigat la alegerile locale. Socialdemocratul afirmă că a discutat cu familia și a ajuns la concluzia că nu se poate împărți între locul de muncă pe care îl are în prezent și funcția de consilier județean. Conform listei PSD, Andrei Maioreanu va beneficia de locul lăsat liber de Luis Popa. Luis Popa a decis să renunțe la mandatul de consilier județean chiar înainte de prima ședință. Socialdemocratul și-a explicat decizia. Făcute inclusiv cu familia, am ajuns la concluzia că momentan trebuie să renunț la acest mandat, având în vedere că suntem o firmă în continuă extindere. Chiar acum discutăm în anumite zone unde o să mă duc personal să mă ocup de aceste zone. Deci n-ați putea să vă ocupați și de una și de alta. Da, n-aș vrea să oamenii să-și pună speranțe și s-ar putea să nu ajung la ședințele Consiliului Județean. Andrei Maioreanu va beneficia de retragerea lui Luis Popa și va începe al treilea mandat de consilier județean. Nu știu în momentul de față dacă dintre colegii mei au luat o hotărâre legată de retragerea din Consiliul Județean. Indiferent de cum vor evolua lucrurile de aici încolo, eu vreau să vă spun un singur lucru, că după două mandate de consilier județean, evident, îmi doresc ca în continuare să pot să contribui la obiectivele importante pe care de-a lungul timpului le-am propus la nivelul Consiliului Județean. Maioreanu a mai precizat că va acorda o atenție deosebită complexului energetic Oltenia în al treilea mandat de ales județean.